because some things are just worth fighting for. Salutări, prieteni, Warbringer aici, astăzi facem ultimul tutorial din seria Basic și anume For the Swarm. For the Swarm, deci unitățile Zergului versus Protoss. Haideți să vedem ce ne așteaptă. Shabara. These three spires are under threat. You must defend them with the forces available. The spires are widely separated. You must divide your forces to protect them all. Study your foes carefully. Deploy your minions to best counter each group of enemies. When you are fully prepared, press the ready button to begin. Okay. Immortalul ăsta, avem aceste Void Rays și avem acest Zerglinch. Zerglinch e aici. Hidrele sus. Dar nu toate. Atât. Și banu. Toate hidrele aici. Așa. Și mai avem chestiile astea care le aducem aici. Avem niște ultraliști, damage 75, move speed 464 pe creep. Și avem acest infestor la care o să folosim Neural Parasite. Asta înseamnă că poți să controlezi unitate inamică. If so you choose to. La acest Immortal vom folosi Zerglingii pentru a-i face surround. Și pentru că unitatea asta are damage 50 versus armored versus beițașii ăștia, o să facă 20. Să vedem ce micros am eu la toate treburile astea și îi dăm drumul. Așa, unitățile astea se mai pot îngropa în pământ, burrow, cum mi se spune. Și haide să luăm un nu mi-am omorât ăla. Doamne Dumnezeule, cum am putut să scap. Da, și cum vedeți, ultraliștii ăștia pur și simplu trec omoară-l pe ăsta, așa. Și am reușit să nu pierdem nici unitate încă. Iar zărglingii ăștia, hai să vedem cum o să facem cu ei. O să facem surround-ul. Trei acceptabili, zic eu, what the fuck. Și aici hidrele. Nu știu, nici să o shortcut-ul. Ok. Continue. Bom. Ce avem în runda asta? Avem Void Rays iarăși, avem Blink Stalkers, sau mă rog, Stalkeri, și avem Zeloți. Bun. Haideți să facem noi o chestie interesantă. Ducem acești roaches acolo. Cât stocări sunt? 1,
2, 3, 3, 9. Și noi avem 8. Să zicem, ideea e că putem să facem burrow și o să ne regenerăm foarte repede. Aici la zeloții ăștia o să ducem chestiile astea. Plus... A, nu cred. Hai să ducem acest infestor aici. Și se dăm ready. What? Ok. Ne ducem acolo. Și dăm ready. No, hai, da, de să vedem noi ce facem așa. Hai să dăm noi niște fungal growth. Că doar de-aia e fungal growth la modă. Șapte unități la runda a doua. E bine, având în vedere că nici dracu nu juca cu ăștia. Și avem mutele astea versus Void Race. Hai să vedem ce putem să facem cu mutele. Oh, bă. Bine, am pierdut una. Units. Și hai să vedem ce facem cu stalkerii. Da, roaches versus stalkeri, un pic de micro, trebuie făcut, nu o să mă chinui, m-am chinuit când am luat jocul, ideea e să înțelegeți ce unități folosiți versus ce. Bun, și în ultima rundă avem acești Archon, 4 la număr, Immortal cu stalker și carriere. Iar noi... avem întreaba asta... Cine au dat? Acești Caraptori. Caraptorii sunt foarte buni versus Capital Ships. Au și acest Corruption Ability-ul, care damage taken by 20% for 30 seconds. Deci se dă pe unități și se ia damage cu 20% mai mult. Avem acești Broodlords. Broodlords care o să-i folosim... aici și da, și aici vom face următoarea treabă. Hai să ducem și ăștia aici. Acești ultras. Iar în zona asta la altă o să folosim un Neural Parasite pe acest Immortal, care va putea să facă un damage extraordinar de mare acestor stalkeri. Și normal că o să pierd vreo unitate, că e destul de greu să mai ai micro-ul ăla ca să salvezi 10. Da. Vedeți și voi ce se întâmplă. Haideți să dăm ready.
Ok, și avem chiar prima misiune este asta, să vedem dacă o să ne iasă. Este E. Okay. Oh lord. Asta e tot ce avem? Nu, avem și pe ăștia. Yup, yup. Good night, baby. E da. Și haideți să vedem ce o să ne iasă aici. Să sperăm că nu mai pierdem nicio unitate. Ar fi chiar păcat. Miracol, fraților, am făcut gold. Perfect round, units lost 0. Continue. Bun, prieteni, astea au fost tutorialele din seria Unități Counter, ce fac versus ce. Sper că o să vă ajute. Mai mult micro, în primele două runde ar fi fost mult mai lejer, dar ce să faci, omul e lene și ora la care fac eu chestia asta e destul de târzie. Dar este important că ați văzut ce se folosește versus ce și la Terran, și la Protoss, și la Zerg. Sper că o să vă ajute și până la următoarele tutoriale din seria Advanced, Warbinger vă salută, ciao, ciao!